Salutare curioșilor și bine v-am găsit la un nou episod din Curious Trend. Acum când eu filmez am făcut 93.000 de abonați, adică da, aproape 100.000. Este un număr foarte mare și vă mulțumim foarte mult pentru asta. Și astăzi am decis să vorbim despre lucruri mai puțin știute și interesante și ciudate și fascinante care se petrec într-un minut sau 90 de secunde în toată lumea. Și nu care cumva să dați scroll la episod sau să ieșiți din episod, pentru că la final avem un anunț foarte important de făcut. Ce se întâmplă în lume într-un minut. 116 persoane se căsătoresc și alte 7 mor din cauza fumatului. Într-un singur minut au loc 2 milioane de accesări pe Google, 72 de ore de înregistrări video sunt publicate pe YouTube. Se lansează 571 de noi site-uri online în doar un minut. Au loc 364 de trăsăte și 5 cutremure de mărime mică și medie. 10 milioane de țigări sunt fumate în întreaga lume în aproximativ un minut. În corpul nostru mor circa 300 de milioane de celule. Dovadă că ne place Facebook-ul, peste 243.000 de poze sunt abladate pe acest site. Sunt trimise în doar un minut peste 204 milioane de mesaje, asta doar pe e-mail. La nivel mondial se nasc 258 de copii, printre care 113 în sărăcie. Sunt realizate aproximativ 64.600 de selfie-uri doar de către utilizatorii Android. Și încheiem glorios spunând că 83.300 de persoane fac sex la nivel global. Și acum haide să revenim la fața mea pentru acel anunț de care v-am spus la început. Bun, mulțumesc că ați rămas până aici și haideți să vă spun despre ce este vorba. După cum știți, pagina noastră de Facebook, Curious Land, care a fost datată din anul 2013, s-a închis, bine, nu s-a închis, este total inactivă. Așadar, am deschis o nouă pagină de Facebook, Curious Land legat, vă invit să dați like acolo, linkul este în descriere. Și de la aproximativ 1000 de like-uri vom începe să postăm regulat cele mai tari curiozități din România. Reach-ul de pe pagina anterioară a scăzut drastic și dacă nici această pagină nu va merge, nu știu, cred că se va întâmpla la fel, dar nu cred că nu va merge pentru că am încredere că o să dați un like și o să fiți activi. Bun, a fost un anunț destul de important pentru că o să aflați multe lucruri noi acolo de pe Facebook, nu uitați să dați get notification pe pagină sau să dați following și pe pagină, nu doar like. Și asta am avut să spun, ne vedem și pe Facebook, nu uitați de like și până data viitoare nu uitați să rămâneți curioși în continuare. Pace!